Începem astăzi un capitol nou din Cartea Exodul. Este vorba de capitolul 18, în care o să vedem că este cu totul un alt tablou. Dacă până acum am avut de-a face cu poporul evreu, uneori bucurându-se, alteori murmurând, strigând cu disperare și învinuind pe Moise și pe Dumnezeu pentru intenții nepotrivite, de data aceasta vom observa o modalitate în comportamentul specific orientalilor antici. Familie care își păstrează respectul, indiferent care este vârsta membrilor ei, copii care își doresc tatăl și îl văd la un moment dat într-o cu totul și cu totul o altă poziție socială, o soție care într-un moment dat s-a împotrivit sugestiei pe care soțul o făcuse legat de copii. Ne aducem aminte de Sefora, care nu a vrut să-și taie copiii împrejur, iar într-o seară Dumnezeu l-a întâlnit pe Moise și a vrut să-l omoare. Intervenția Seforei atunci a fost rapidă și radicală. O vom reîntâlni în capitolul 18 într-o cu totul și cu totul altă atitudine. O să observăm câteva lucruri legate de comportamentul unor oameni credincioși, respectul reciproc, dispoziția de a învăța unul de la celălalt. Aceste două elemente sunt probabil cele mai importante în păstrarea și consolidarea unei relații de prietenie. Poți fi prieteni și cei din familie, desigur ar trebui să fie cei mai buni prieteni. Și totuși, lucrurile nu se întâmplă așa. Versetul 1 ne spune că Ietro, preotul Madianului, socrul lui Moise, a aflat tot ce făcuse Dumnezeu pentru Moise și pentru poporul său Israel. A aflat că Domnul scosese pe Israel din Egipt. Într-un mod foarte categoric, Sfânta Scriptură relatează faptul că ceea ce a făcut Dumnezeu a fost cunoscut în totalitate de către popoarele pustiei. Vestea intervenției unui Dumnezeu viu, atotputernic, împotriva temuților zei ai Egiptului, a fost cunoscută de către oamenii aceia ai deșertului și, cu siguranță, lucrul acesta nu a rămas fără un impact major. Cunoaștem momentul în care Moise a fost primit de către Ietro în familia sa. Era fugar din Egipt, amenințat cu moartea de către faraon, cu siguranță căutat în împrejurimile Egiptului, însă a ajuns, sigur, în mod providențial, la omul acesta care este un preot al lui Dumnezeu. Desigur, vorbim despre un preot. Ietro este un preot al Madianului, într-o religie compromisă deja. Moise a stat în fața lui Ietro ani de zile într-o relație de dependență. El păzise turmele preotului. Totuși, Ietro nu a fost invidios de această măreție bruscă a lui Moise. S-au întâlnit acum pentru prima dată socru și ginere în ipostaze total diferite. Probabil că Moise îi povestise socrului său educația princiară pe care el a primit-o în palatul faraonului. De data aceasta însă, Ietro s-a bucurat și a recunoscut din toată inima tot ceea ce făcuse Domnul pentru Moise, dar și pentru Israel. Ar fi putut să fie altfel, cu siguranță. El ar fi putut ca
Nazarinenii, în disprețul lor față de Domnul Hristos, se fi întrebat: nu era acesta păstorul meu? Nu se numește Sefora soția lui? Nu este ea fiica mea? Nu este Gherșon și Elezer printre noi? Nu sunt ei aici? Este de apreciat însă atitudinea pe care o are omul acesta. Și aș vrea să privim cu înțelepciune și cu dorința de a învăța câte ceva din viața acestui om. Ietro, socrul lui Moise, a luat pe Sefora, nevasta lui Moise, care fusese trimisă acasă. Este de remarcat faptul că Ietro nu vine singur, ci vine împreună cu Sefora. Este posibil ca lucrul acesta să fi fost la un moment dat, fie din cauza plimbării prin deșert, în condițiile de nesiguranță, Moise s-o fi trimis-o pe Sefora și pe copii înapoi, în casa tatălui ei. Fie Sefora și-o fi luat copiii și au plecat împreună ca să fie în siguranță la Ietro. Acum, Ietro vine împreună cu cei despre care știe că Moise îi dorește atât de mult și cu siguranță că este dor. Când a aflat că izraeliții erau tăbăriți la muntele lui Dumnezeu, aflat la o distanță accesibilă de așezarea madianită, Ietro a hotărât imediat să-i facă o vizită personală, dar n-a vrut să vină singur. Versetul 2 ne spune că Sefora fusese trimisă acasă. Spuneam, unii comentatori cred că Sefora l-a părăsit, poate supărată după circumciderea copiilor. Dar părerea nu are susținere, deoarece raportul Bibliei nu spune că ea s-a întors la tatăl ei, ci spune că Moise a trimis-o înapoi, cu siguranță ca o măsură de protecție. În Patriarhi și Profeți se face precizarea aceasta. Moise a făcut lucrul acesta pentru siguranța ei, având în vedere pericolul la care s-ar fi expus Sefora și fiii ei în Egipt, în timpul luptei cu Faraon. Probabilitatea pericolului și natura datoriei au fost motivele separării lor temporare. Grija lui Dumnezeu fusese exercitată nu numai asupra lui în Egipt, dar ca o binecuvântare desfășurată și prelungită. Dumnezeu a fost și cu soția lui și cu copiii, chiar dacă nu erau lângă Moise, erau în Madian. Lucrul acesta este important să-l reținem, pentru că un om credincios lui Dumnezeu își asigură protecția și binecuvântarea întregii familii, chiar dacă familia nu este credincioasă și dacă nu este împreună. Indiferent unde ar fi copiii, un părinte credincios, prin relația lui cu Dumnezeu, îi are în siguranță, prin rugăciune, pe cei din familia sa. Cu intenția de a-i reda lui Moise, soția și cei doi fii, profitând de prima ocazie de a duce pe Sefora și pe cei doi fii ai lui Moise, Ietro a acționat în mod corect. El este un om înțelept de altfel. Locul potrivit pentru o soție este să fie împreună cu soțul ei. Fiii, în același fel, având în vedere responsabilitatea care revine tatălui în legătură cu creșterea lor corespunzătoare, ar trebui să fie pe cât posibil sub influența directă a tatălui, mai ales dacă sunt băieți. Chemarea la slujire a lui Dumnezeu, fără îndoială, trebuie să fie pentru noi mai mult decât tatăl sau decât mama, mai mult decât soția sau copilul. Dacă interesele cer în mod imperativ separarea, în interesul lui Dumnezeu, în slujirea lui Dumnezeu, aceasta familia, soția trebuie să accepte.
Domnul Iisus ne-a prezentat imaginea aceasta în mod foarte clar. A venit la Domnul Iisus unul dintre ucenici și a spus: Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu. Și Domnul i-a zis: vino după mine, lasă morții să-și îngroape morții. Pentru Moise, reuniunea era de dorit. Și cu siguranță, aceasta va contribui la fericirea lui să fie împreună și alături de familie. Versetul 3 ne spune că Ietro a luat și pe cei doi fii ai Seforei. Unul se numește Gershom, care înseamnă străin, căci Moise zisese: locuiesc ca străin într-o țară străină. Iar celălalt se numea Eliezer, ajutorul lui Dumnezeu, căci zisese: Dumnezeul tatălui meu mi-a ajutat și m-a scăpat de sabia lui Faraon. Observație: în numele copiilor se regăsesc emoțiile, trăirile care îl domină pe Moise. Sefora îi naște și Moise îi denumește. Într-adevăr, numele sunt semnificative pentru fiii săi. Aceste nume ar fi amintiri de neuitat pentru Moise, despre lecțiile șederii sale în Madian. Unul vorbea despre slăbiciune umană, străin. Celălalt vorbește despre ajutorul divin. Dacă unul păstrează amintirea singurătății inimii sale într-un pământ străin, celălalt nume povestea cum Dumnezeu i-a fost ajutorul chiar și acolo, în locul străin. Un nume îi aduce aminte de încercări, celălalt îi aduce aminte de îndurări. În ambele nume era întruchipat exercițiul disciplinii inimii, al comuniunii solitare cu Dumnezeu, al zilelor și nopților singuratice de rugăciune, veghere, meditație spirituală, toate acestea care au ajutat atât de mult cei 40 de ani ai acelui exil, primejdios, dar și obosit, însă foarte prețios pentru a-l face om după dorința lui Dumnezeu, omul care este acum Moise. Eliezer, al doilea fiu al lui Moise, n-a fost amintit mai înainte pe nume, când cu tăierea împrejur, dar probabil că el a fost cel circumcis de Sefora pe drum spre Egipt. Numele lui înseamnă Dumnezeu este ajutorul meu. În contrast, numele dat de Moise primului său fiu înseamnă străin. Este exprimarea unui spirit de întristare firesc față de exilul în care se găsește Moise. Numele celui de-al doilea fiu dă pe față recunoștința tatălui pentru ocrotirea divină de care s-a bucurat în timpul fugii lui din Egipt. Numele Eliezer este amintit și este explicat aici pentru prima dată, nu este un motiv întemeiat a crede că el fusese fără nume la tăierea împrejur. Din 1 Cronici 23:17 aflăm că Eliezer a avut numai un fiu, Rehabia, ai cărui urmași deveniseră foarte numeroși pe vremea lui Solomon. Se pare că Sefora, când și-a tăiat împrejur fiul cel mic, a omis să-l numească, dar posibil că Moise, înainte să-i trimită acasă, l-a numit Eliezer, pentru că Dumnezeu îi fusese ajutor împotriva faraonului care îi căutase să ia viața. Imaginea aceasta ne ajută să înțelegem că familia este rânduiala lui Dumnezeu, printre cele mai sacre legături și cele mai binecuvântate dintre rânduirile lui Dumnezeu. Într-un asemenea moment, când Moise este față în față cu Sinaiul și cu locul primirii legii, într-un asemenea loc, Moise este împreună cu soția și cu copiii lui. Chiar și astfel de îndatoriri cale lui nu l-ar putea scuti de responsabilitatea familiei. Este așa de frumos momentul acesta și cu siguranță aici vedem lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că nu întâmplător acum
a venit Ietro cu familia lui. Acum spunând în locul și în preajma întâlnirii personale a lui Moise cu Dumnezeu pentru primirea celor 10 porunci, pentru întâlnirea unei teofanii uimitoare și cu siguranță singulară în exercițiul ei. Moise este de obicei văzut fie în prezența lui Dumnezeu, fie în prezența poporului. Acum însă vom arunca o privire asupra vieții sale private, viața lui de familie. Și tot ce este dezvăluit aici adaugă demnitate și frumusețe caracterului său. Această întâlnire cu Ietro trebuie să aibă loc și nu a existat niciun motiv pentru a o evita. Și nu exista niciun motiv să o ascundă în relatarea biblică pe care Moise a scris-o. Moise nu făcuse nimic în Madian care să-i fie rușine și să-l facă să-i fie rușine sau să-i fie frică să se întâlnească cu Sefora. El fusese un păstor credincios pentru Ietro, fusese un soț iubitor pentru Sefora și un tată la fel de iubitor pentru Gershom și pentru Eliezer. Respectul său pentru relația de familie și pentru legăturile de rudenie a fost evidențiat în instituirea Paștelui și în primirea manei. Ne ducem aminte că Paștele sugera faptul că familia trebuia să fie la oaltă, chiar dacă erau reunite mai multe familii. Iar pentru mană, recomandarea era ca fiecare responsabil de familie să adune pentru toți membrii familiei sale. Acum mai se pune accent pe relația sa cu familia sa și ne dă propriul său exemplu. El își cunoaște îndatoririle față de familie, își asumă responsabilitățile într-un mod conștiincios, ceea ce ne arată și ne dovedește foarte categoric faptul că un om care îl slujește pe Dumnezeu nu trebuie să-și neglijeze familia. Relația cu Dumnezeu întărește relația cu familia. Un om care neglijează familia îl va neglija și pe Dumnezeu. Ietro și socrul lui Moise. Ietro, socrul lui Moise, a venit cu fiii și nevasta lui Moise în pustie, unde tăbăra el, la muntele lui Dumnezeu. Muntele lui Dumnezeu este locul unde Ietro l-a găsit pe Moise și pe israeliți. Este numit Horeb. În vecinătatea lui apăruse Dumnezeul lui Moise în rugul aprins, atunci când el păștea oile socrului său. Tot aproape de aici, în apropiere de locul acesta, Moise lovise stânca. Stânca aceea pe care Dumnezeu spunea, eu voi sta acolo, pe stâncă. Tu lovește-o și va țâșni apă. Ietro, care a intrat în această zonă din Madian, nu a avut nicio dificultate să afle de la locuitorii pustiei că Moise era tăbărât la muntele lui Dumnezeu. Acolo l-a căutat și acolo l-a găsit. Vizita aceasta poate fi văzută și ca un act de prietenie personală între Ietro și Moise. O mare parte din bucuria vieții izvorăște din prietenie. Prietenia o vedem cel mai bine în cazul celor care se prețuiesc unii pe alții, în condițiile în care se dezvăluie și se testează caracterul, dar respectul și stima cordială nu trebuie să dispară niciodată. Legătura astfel creată între oameni face din asocierea a două sau mai multe persoane o plăcere. În mod obișnuit, provoacă durere la despărțire. Cât timp despărțirea durează, dorințele nu încetează să fie simțite pentru o reînnoire a relației. Se poate presupune că o astfel de prietenie a existat între Ietro și Moise. Cei doi trăiseră în strânsă prietenie timp de 40 de ani. Le-a fost foarte greu să stea departe unul de altul. Ietro
cu rezervele sale de înțelepciune practică, curtoazia lui deșertică și cu evlavia lui evident sinceră, a fost un om pe care Moise avea să învețe de vreme foarte multe lucruri, urma să-l respecte și cu care lui Moise a plăcut să se asocieze. Preotul, la rândul lui, nu s-ar fi săturat niciodată de compania lui Moise, a cărui viață timpurie fusese petrecută în condiții atât de diferite de ale lui. Și, desigur, Moise avea multe de povestit pe care el, Ietro, ar fi fost încântat să le audă. Această relație însă a fost întreruptă brusc de hotărârea lui Moise de a se întoarce în Egipt, iar acum s-a prezentat o ocazie de a reînnoi legătura aceea. Iar Ietro n-a stat mult pe gânduri, ci a profitat cu bucurie de situația aceasta. Apariția lui Ietro este o ilustrare cu privire la cât de multă revelație de caracter poate pune Scriptura într-un spațiu mic. Ietro nu l-am cunoscut până acum decât doar ca legătură apropiată a lui Moise. Acum însă stă în fața noastră ca un om nobil, evlavios și cu adevărat afectuos și grijuliu. Moise, care făcuse cunoștință cu el în împrejurări dificile, îi devenise ginere, dar și păstor, păstor credincios. Vine dintr-o dată la el și își dă demisia. Îi cere socrului său permisiunea de a se întoarce în Egipt. Am vorbit de lucrul acesta, dacă vă aduceți aminte. Ginerele cere permisiunea socrului să plece. Nu abandonează, nu spune că nu-l interesează pe socrii ceea ce face el, ci respectul și aprecierea reciprocă a determinat ca Moise, fără să se simtă umilit, nici înjosit, să-i ceară voie să se ducă. Știm că Moise fusese închis cu severitate în această cale de către Jehova. Dumnezeu i-a poruncit să se ducă. Cu siguranță că pentru Ietro, deși preot al Madianului, lucrul acesta putea să fie cu totul inexplicabil. A trebuit să se despartă de rudele sale apropiate. Cu siguranță, în inima lui Moise a rămas un gol pe care Ietro îl cunoștea. Sefora se întoarce cu resentimente, cumva, împreună cu fiii ei, într-o stare de spirit foarte dureroasă și poate puțin răzvrătită. Tot ce poate vedea Ietro este că această plecare a lui Moise nu a adus nimic altceva decât o separare domestică, după planul lui Dumnezeu. Totuși, este imposibil să spună că Moise nu a făcut bine. El nu poate decât să aștepte trecerea timpului, să asculte între timp reproșurile vecinilor și chiar ale fiicei ei, poate nepoții, cu privire la capriciile nesocotite ale lui Moise, neînțelese, adică de către ceilalți. În sfârșit, Moise s-a bucurat că planul lui Moise s-a împlinit, că Dumnezeu a fost cu el și a venit alinarea. Nu numai alinare, ci și justificare abundentă. Pentru că acum Ietro dorește să afle de la Moise motivul adevărat și nu numai să-l afle din cuvinte, ci să-l și vadă. Și tabloul întregului Israel, peste 2 milioane de oameni liberi, întregesc tabloul acesta, iar Ietro își dă seama că nu a fost doar un capriciu al lui Moise, ci a fost o misiune specială pe care el acum o admiră, o acceptă și prin care îl recunoaște pe Dumnezeu într-un mod cu totul și cu totul deosebit. Ietro a venit la Moise, la muntele lui Dumnezeu. Informația aceasta este de natură să-l facă pe Moise să iasă în evidență
în stima socrului său mai mult ca niciodată. Tot suspansul cu privire la datoria Seforei este înlăturat. Ea trebuie să se alăture soțului ei. Biblia nu vorbește despre motivul pentru care Moise a trimis-o pe Sefora și copiii ei acasă la tatăl ei. Ietro este în fața noastră acum, spre deosebire de amaleciți, ca ilustrarea păgânismului, privind însă favorabil și amabil spre Israel. Vă aduceți aminte? Amaleciții au venit în spatele lor, lovind, jefuind și distrugând. Ietro, deși nu este evreu, vine în fața lui Moise, să fie văzut, să fie primit și o să vedem modul de primire pe care Moise îl acordă lui Ietro. Putem să privim apariția lui Ietro ca pe o ilustrare a celor suflete nobile care se străduiesc să unească ceea ce este despărțit în familie, indiferent de motive. Domnul Iisus a pus accent pe efectul de separare al uceniciei. El a sugerat că acceptarea lui poate rupe uneori sau cel puțin ar încorda legăturile de familie. Știți când Domnul Iisus a zis, cine lasă pentru mine tată, mamă, soț, soție, copii, frate, soră, va primi însutit. Oricare ar fi fost confortul soției și copiilor în această lume, Moise le-a pierdut, cel puțin pentru o vreme. Dar acum aceste mângâieri vin din nou și vin în cel mai satisfăcător dintre toate modurile, prin intrarea voluntară a vechiului său prieten Ietro în scenă. Acum aceste mângâieri vin din nou și vin în cel mai satisfăcător dintre toate modurile. Moise acționează în ceea ce este drept. Trebuie să se despartă de soția sa și să o lase înapoi la propria ei familie. Ietro acționează în același spirit drept. Aduce din nou soția la soțul ei. Cei doi, cu siguranță, sunt inspirați de același duh. Deși sunt diferiți ca vârstă, ar putea să fie la un moment dat adversari, totuși, respectul, înțelepciunea și călăuzirea Duhului Sfânt îi fac să relaționeze și să acționeze pentru binele reciproc. Ietro a venit cu fiii și nevasta lui Moise. Felul în care vedem lucrurile și faptele depinde în mare măsură de ochii prin care privim. Aici, în ceea ce îi privește pe Moise și pe israeliții din pustie, îi putem privi prin ochii lui Ietro sau ai Seforei sau ai copiilor. Dacă vom privi prin ochii acestora, o să vedem lucruri diferite, înțelegeri diferite. Istoria anterioară a copiilor în Madian nu este cunoscută pentru că Moise nu o prezintă. Nu știm nimic despre șederea lor în Madian, nici despre călătoria către tabără de acum. Însă lucrul care ne interesează cel mai mult este ce au văzut și ce au auzit copiii lui Moise. Plecând de acasă, pe drum, observau mai întâi munții, pretutindeni de jur împrejur munți stâncoși. Apoi, deodată, apare tabăra în câmpie, apoi, probabil, de la depărtare, oameni care se mișcau și, în mod surprinzător, copiii lui Moise au văzut un stâlp înorat suspendat deasupra tuturor oamenilor. În cele din urmă, acești copii văd un bărbat care vine în întâmpinarea lor. Îl cunosc. Este tatăl lor, dar acum nu este conducătorul oilor, ci este conducătorul unui popor
Probabil pe vremuri Gershom, băiatul cel mare, trebuie să se fi bucurat întotdeauna la întoarcerea tatălui acasă. Probabil că stătea un timp cu ei, cu copiii. Atunci, când se întorcea acasă, tatăl lui Gershom avea oi de îngrijit. Dar acum băiatul acesta vede că turma pe care o conduce tatălui este altfel. Nu mai sunt oi, ci sunt oameni. Gershom privește pe tatălui și nu mai vede păstorul lui Ietro, ci vede păstorul lui Iahve. Oare și-a schimbat tata cu adevărat ocupația? Nici mirosul nu mai este același. Nu este același tip de muncă, doar că după ce a făcut ucenicia la Ietro, Moise a fost chemat la un grad superior de serviciu. Dacă înainte slujea unui preot, acum slujește Dumnezeului. Cum a ajuns să-și schimbe serviciul tata? Gershom se uită, nu poate să-l ajute cel mic. Dar întrebările care cu siguranță îi trec prin mintea copilului ar putea ca locul să dea răspuns. De jur împrejur, el privește și vede doar partea aspră a dealului. Acolo poate chiar este chiar tufișul unde a apărut îngerul. Tatăl le-a povestit rugul care nu se mistuia. Întreaga scenă este o împlinire a făgăduinței lui Dumnezeu, dar este și o garanție a credincioșiei sale. Și acum, pentru prima dată, cei doi băieți își găsesc rudele, rude pe care nu le cunoșteau. Sunt frații tatălui său, tatălui lor. Este Aron și Maria. Sunt copiii lui Aron. Poate cu siguranță sunt mai mari, dar sunt rudele lor. Un unchi nou, o mătușă, nemai văzuți până acum. Poate că vor avea un avantaj cu unchii noi, pentru că aceștia le vor povesti despre viața grea din Egipt. Poate că în sfârșit vor afla ceva despre misterul vieții tatălui lor, nașterea lui Moise. Cine o știe mai bine decât Maria? Evadarea tatălui lor, cine o cunoaște mai bine decât Aron? Acum vor afla copiii despre cruda sclavie a rudelor lor îndepărtate. Tot trecutul ar părea mai real acum când s-au confruntat cu acești martori. Comparând trecutul cu prezentul, o privire asupra numelui lui Eliezer, Moise acum avea motive întemeiate să spună: Dumnezeul meu este un ajutor. Aspectul acesta mi se pare deosebit de important, pentru că în evoluția noastră ca părinți, noi trebuie să știm că mereu și mereu copiii vor să vadă la noi elemente noi, atitudini schimbate, manifestări care vorbesc despre relația îmbunătățită cu Dumnezeu. Cu siguranță, copiii lui Moise l-au văzut de atâtea ori în fruntea turmelor, cu aceleași bagaje așezate pe măgăruși, cu desagii plini, poate de brânză, cum ei. Pe data aceasta însă îl văd un alt fel de om. Stau și mă întreb dacă nu cumva ar fi timpul ca și copiii mei să vadă în mine un om schimbat. Poate că este momentul să te gândești că și copiii tăi sau copilul tău ar dori să vadă o mamă schimbată, un tată schimbat. Poate și părinții ar vrea să vadă în tine un copil schimbat.
De ce ai schimbat? Pentru că te-ai întâlnit cu Dumnezeu. De ce o mamă schimbată? În bine, desigur. Pentru că l-ai auzit pe Dumnezeu cum te cheamă și te trimite. Unde? Mai întâi la ei. Soțul dorește să vadă în tine o soție schimbată. Și soția ar vrea de multă vreme să vadă în tine un soț schimbat. De ce? Pentru că te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Și dacă l-ai ascultat, cu siguranță ei vor vedea altceva. Întrebarea aceasta, ce au văzut și ce au auzit copiii, întâlnindu-se după un timp cu tatăl lor, într-un loc diferit, înconjurat de rude necunoscute, rămâne ideea de bază acestei teme. Pentru că dacă nu este o schimbare, o schimbare reală, care să atragă, să câștige interesul, să pună întrebări celor din jurul nostru, atunci înseamnă că viața noastră nu este ceea ce ar trebui să fie. Înseamnă că poate încă nu este chemarea ascultată de către noi, chemarea cea lui Dumnezeu. Du-te și fă ceea ce eu îți spun. Scoate, eliberează pe poporul meu. Pe poporul meu care este în familia ta. Pe poporul meu care este în biroul tău. Pe poporul meu care sunt copiii, care sunt prietenii. Du-te și scoate-i, pentru că este timpul eliberării lor. Ca și fiul lui Moise, am fost aduși în relații apropiate și înnoite cu Tatăl nostru. Pe măsură ce ne apropiem de El, ce putem vedea? Ce putem auzi de la Dumnezeul nostru? Îl găsim într-un loc sfânt. Nu îl găsim într-o tabără de rătăcitori prin pustie. Îl găsim într-o cetate sfântă. Îl găsim în locul acela care se numește Templu Sfânt. Așezat într-o cetate cu temelii de pietre prețioase. O casă așezată pentru cei răscumpărați. Dacă a fost plăcut pentru Gershom și pentru Eliezer să-și găsească tatăl, totuși trebuiau să aștepte ziua în care aveau să-și găsească și casa. Pentru că acum erau în călătorie. Iar călătoria aceasta a durat 40 de ani. Pentru noi însă, întâlnirea cu tatăl ne asigură cetatea sfântă. Întâlnirea cu tatăl ne garantează făgăduința fiului din Ioan capitolul 14. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu. Aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Aceasta este consecința întâlnirii noastre cu Tatăl. Este activarea și împlinirea făgăduinței pe care Fiul ne-a făcut-o. Așa cum copiii lui Moise și-au găsit rude noi, la fel și noi. Tatăl ne face cunoștință cu cei care sunt altfel decât muntele Sionului, ci sunt în cetatea Dumnezeului celui viu. Ierusalimul Ceresc, zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor. Ne putem imagina interesul cu care Gershom și Eliezer trebuie să fi privit tabăra și să fie ascultat povestea eliberării. Probabil erau încântați la fiecare manifestare. Dar tabăra la care veniseră ei era foarte diferită de cea la care vom ajunge noi. Eliberarea despre care au auzit nu a fost decât un
prim pas către libertate. Ei, fără îndoială, au învățat să cânte, poate de la Maria, cântarea lui Moise. Dar noi, de la Duhul Sfânt, putem învăța cântarea mielului. În mijlocul tuturor nevoilor, dar și în mijlocul tuturor noilor priveliști, copiii s-au bucurat cel mai mult să-și întâlnească tatăl, să-l vadă și să rămână cu el. În timp ce Ietro îi conducea spre munte, tatăl lor a fost fără îndoială subiectul vorbirii lor. Oare ne mai cunoaște? Oare va avea timp de noi? Dacă este atât de aglomerat, ne va povesti? Toate celelalte rezultau numai din relația cu el. La fel este și cu noi. Cerul este casa Tatălui nostru. Prezența Tatălui nostru este ceea ce ne face dorul de casă. Dar e adevărat? Ți-a fost astăzi dor de cer? Ți-a fost dor de Domnul? Ai simțit în suflet ceva care te atrage el pe genunchi la rugăciune? Ai vorbit cu el astăzi? El ce ți-a spus? După cum Domnul nostru ne conduce acolo, tot despre Tatăl acela despre care vorbește Domnul Iisus este vorba. Pe toate aceia pe care Tatăl le-a dat în grija Lui, în grija Mântuitorului nostru, El însuși îi va duce în siguranță la sfârșitul călătoriei lor. Și cu siguranță că nu este nevoie ca Domnul Iisus să ne prezinte Tatălui, după cum n-a fost nevoie ca Ietro să-i prezinte copiii lui Moise. Pentru că copiii, deși departe, erau în sufletul lui, în sufletul Tatălui. Așa cum eu și tu și fiecare dintre noi suntem în sufletul Tatălui Ceresc. Întâlnirea cu El nu va fi decât o realitate fizică care nu se va sfârși niciodată. Chiar dacă trebuie să trecem prin pustie, chiar dacă ni se pare că drumul este lung, chiar dacă în aparență vedem doar munți înalți și piedici, mai e puțin și ne vom întâlni cu Tatăl. El vine înaintea noastră, așa cum Moise a mers înaintea lor. Dar despre lucrul acesta vom vorbi în ocazia următoare.